Carlinhos 2. Você acabou. A gente vê de um Px1, x2 para ver se tem uma forma maior, se maior ou se maior do que 0. Exato, você vem por x1. X2 mais maior do que 0. X é de uma parte. Tá. Você chegava para o radical de x1 para o radical de x2? Ah, tu ce ai făcut, ai aplicat conjugata, da? Ai examinat, corect. Eu aveam de gând... așa e procedat, nu-i problemă. Da. Ce mai poți face? Vrei să exprimi totul în sumă și produs? Este interesant. Iar vrea să exprimi totul în sumă și produs pentru că suma iese egal cu 12 pe 1. Deci suma iese, scrie sus, iese egal cu 12. Și produsul egal cu C pe A, egal cu 4. Și el vrea să exprime totul în sumă și produs. Iar convene foarte tare. Expresia asta, nu-i vorba de iesul de aici. Ci, da, notează E aici, ca să nu facem confuzii. Expresia E egal cu. Iată că nu prea se vede deodată cum să reușește. Cred că e pentru niște timp. Eu aș fi adus la același numitor și aș fi zis așa. E egal cu, ia să vezi. E egal cu. Da, E egal cu. Scrie de desubt, nu scrie acolo direct, că de sus. Și de acum dai mie, ca să-i treaba mea. E egal cu totul supraradical din x1 ori x2. Iată că x1 ori x2 îl știi, produsul, poți să înlocuiești, e gamă din parte cu radical din x1 plus radical din x2, din păcate nu merge. Totul supra radical din din produs, din 4. Deci facem 2, egal mai departe cu radical din x1 plus radical din x2. Totul supra 2. Iată din nou, e egal cum scrie din nou, din forma cât de cât. Radical din x1 plus radical din x2, totul supra 2. Nu știi pe x1, nu știi și ți-e greu din radical aici. Ridicat la pătrat, sigur că da. O idee rapidă, echivalent, fiindcă numele pozitive, ridicat la pătrat nu se întâmplă niciun necaz. Deci e pătrat egal cu radical cu x1 plus 2 radical din x1 x2 plus x2 totul supra 4. Echivalent sau egal. X1 plus x2 înseamnă cât? 12. 12 plus 2 ori 2, 4. 2 ori 2, că radical din x1 plus 2, 4, totul pe 2, totul pe 4 și face 16 pe 4 și egal cu 4. Deci e pătrat egal cu 4, de unde e simplu? E egal cu plus minus 2, e drept. Plus minus 2, dar el e stabilit că e pozitiv. De unde știi că e pozitiv? Pentru că 1, radical din x1 e pozitiv, 1 pe... Deci e egal cu... E mai mare ca 0, înseamnă e egal cu 2. Aceasta e valoarea lui E pe care am găsit-o. Trebuie să urmărești cu atenție ce, de ce ai bâmbuit un pic. Care a fost? Inspirația ta de a încerca să lucrezi până la capăt, te-a costat un pic. Așa s-a abordat foarte bine. Ne reușim din prima oară. Am ridicat la pătrat, dar am avut să ridic la pătrat câtă vreme ambii termeni erau pozitivi. Adică, bă, expresia asta era un număr pozitiv. Altfel era o chestie mai dubioasă. Și atunci, iată, aici am reușit așa. Să vedem un alt punct. Anul 2. Treci pe tabla asta. 2, care sună. Ecuația radical din x plus 1. Radical din x plus 1. Minus. X plus 1 sub radical? Da, x plus 1 sub radical. Minus radical din
3 minus x egal cu m, are soluții dacă și numai dacă m aparține mulțimii a mare. Are soluții dacă și numai dacă m aparține mulțimii a mare. A mare egal cine? A mare egal cu cine? Conța de distanță. Da. Intersecția înseamnă că x aparține minus 1, 3. Deci, întrebarea ar fi, ecuația asta are soluții în minus 1, 3. Cine să fie el? Deci, care sunt valorile M? Sau ce e interval? Ia să vedem cum propui. Radical din plus 1 egal cu M plus radical din 3 minus x. Deci s-a adus pe minus radical în partea cealaltă și ridic la pătrat, poftim. Hai, mai dă drumul. Plus. Da. Deci, din pătrat, plus. Dx plus 1. Minus 3, minus 2, minus 1 pătrat, la cu 2 ani, calculat minus x. Deci ai dus pe minus x în partea cealaltă, deci 2x minus 2, minus 1 pătrat, egal cu 2m pe lângă 3 minus radical din. Și? În pătrat la pătrat, urmărim să eliminăm radicali la ecuații raționale, aplicăm toată tehnica. 4x pătrat, plus 4, plus m la 4. Da. Plus, de fapt, minus, minus. 8x, așa. Minus 4m, 4xm pătrat, și plus? Plus 4m pătrat. 4m pătrat, egal cu 4m pătrat, pe lângă? Încă 3 minus x. 3 minus x. Echivalent cu, să desfacem și să ordonăm. 4x pătrat. X pe lângă, căutăm pe toți în X. 4 e împătrat. Plus 4. Numai atât, 4 e împătrat? În X am mai mulți termeni. Aici este 4 e împătrat X. Așa, să vedem pe ce. Deci minus 8X. Rămâne numai minus 8X. Minus 8x. Și cum? 4, 4 cu... E bine, da? E să vă greșeală? Nu. E
nicio greșeală și atunci spunem delta, există x real, nu? Există x real. Deci n-are pe jumătate. Jumătate, delta prim, notează. Delta prim e jumătatea, deci 4 la pătrat 16. Minus AC. Minus 4 pe lângă. Dar și cu 4. E minus 8 m la a doua. Da. Da, mai mare egal decât 0, echivalent. Lăsat-o sub 16 cu 16, iem la a doua pe lângă. Iem la a doua, e mai mare egal decât 0, că e număr pozitiv. Minus 4 iem la a doua plus 32, echivalent de bății pe 4. Plus. Așa. Da. Tabelul nu are ce înseamnă, că ai avut în ecuație de gradul 2. Nu, iem. Da. Calculi cine este f de n ca să înțeleagă toată lumea, este minus m pătrat plus 8. Minus m pătrat plus 8. Ce valoare găsit? Plus minus 2 radical în 2. Minus 2 radical în 2, 2 radical în 2. 0 și 0 între rădăcini. Nu? Păi între rădăcini. Da. Și iată, m aparține cui? Niciuna din, nu se află, printre cele patru răspunsuri, nu se află așa ceva. Deci răspunsurile ar fi, notează, amic, ca variante, amic egal cu minus 1, 3, intervalul minus 1, 3 închis, b mic egal cu intervalul 0, 2 închis, c mic egal cu intervalul minus 2, 2, D mic egal cu intervalul minus 2 plus infinit, minus 2 închis plus infinit, iar E egal cu intervalul minus 1 plus infinit. Cum observați, niciuna din variantele pe care le-am găsit noi. Așa că, ce bifez acum? Ce să bifez? Ce anume? Câte vreme nimic nu se corespunde cu ce ai găsit tu. Ce, așa spune bunul simț, de unde știți? L-ați făcut la clasă. Dar de ce aici mai a ieșit așa? Unde s-a greșit? Păi stați o secundă, că doar noi am lucrat împreună. Spuneți că l-ați făcut la clasă și că v-a dat ceu. Și atunci unde greșeam? Unde l-a dat? Puteți da răspunsul? Da,
uitați, am lucrat, mi-a dat aiurea. Niciuna de variante. Care este varianta corectă? Nu, da, dar care e varianta corectă, nici vorba. Varianta corectă, după ce mi-a dat mie, nu e nimic. Spune-mi ce? Spune-mi ce? N-am greșit nicăieri, nu? Asta e. N-am greșit nicăieri și totuși am greșit. Ei, aș vrea să vă atrag atenția. Ia ce condiții? Da, condiții trebuia pus. Valoarea radicală extra este un număr pozitiv. Înseamnă că și în plus radical trebuie să fie un număr pozitiv. Da? Și când se ridică la pătate, există riscul să adaugă soluții. Deci de aceea pe noi ne-a scos din mână. Iată cum aș fi lucrat eu. Acum ești cu acest. Acum, îl vedeți o variantă pe care o propune. Deci fie funcția f de x, egal cu radical din cât? Din x plus 1, minus radical din 3 minus x. Aceasta este funcția. Este o funcție în componența care intră cei doi radicali. Din clipa în care am pus condiții de existență, x-ul mi-a spus că aparține intervalului minus 1, cât este x-ul? Minus 1, 3. Deci eu știu unde x și au voie să se miște. În minus 1, 3. Și atunci, mă interesează care sunt imaginile, care sunt y care pot apare. Pentru că eu, la urmă, am chiar y mă interesează. Deci câte vreme x și se mișcă în zona minus 1, 3, ia uitați, x-ul este între minus 1 și 3, are vă x-ul, nu? A fost interval închis aici. Câte vreme x-ul este între minus 1 și 3, x plus 1, adun 1 aici, echivalent cu 0, mai mic egal decât x plus 1, mai mic, egal decât 4. Extrag radical, radical este o funcție strict crescătoare, păstrează sensul inegalității, și atunci rezultă. Radical din 0, 0, mai mic egal decât radical din x plus 1, mai mic egal decât radical din 4, 2. Și am rezolvat primul radical. Câte vreme x-ul merge între minus 1 și 3, radicalul se plimbă între 0 și 2. O am putut ceva. X-ul ia valori, din nou, x-ul ia valori de 3, 3, minus 1 și 3, mulțit cu minus 1, echivalent, îmi construiesc elegant toată funcția aceea. Înseamnă că 1 mai mare egal decât minus x, mai mare, am mulțit cu minus 1. Se schimbă sensul. Mai mare egal decât minus 3, scriu în ordinea, da? Sau adun un 3 în ambii trei, deci înseamnă ce? 4 mai mare egal decât 3 minus x, mai mare egal decât 0. Extrag radical, păstrează sensul de monotonie, echivalent cu radical din 4, adică 2, mai mare egal decât radical din 3 minus x, mai mare egal decât 0. Da? Mulțesc cu minus 1 tot. Am minus radical. Și am să am minus 2, mai mic egal decât radical, minus radical din 3 minus x, mai mic egal decât 0. Le pun la sub alta și atât 0, mai mic egal decât radical din x plus 1, mai mic egal decât 2. Trag minus și la adun. Și voi avea minus 2, mai mic egal decât radical din x plus 1, minus radical din 3 minus x, mai mic egal decât 2. Acesta este M-ul, că noi am egal cu el, și iată el la aparține că din interval minus 2, 2. Terminat ești. Asta este modul elegant de rezolvare. Foarte elegant, fără riscuri. Fără riscuri. Ce am exploatat aici? Din punerea condițiilor, vă rog să prindeți ideea asta, este superbă, îți construiești funcția aceea și vezi Y și unde bat. Câte vreme X se plimbă între minus 1 și plus 1, Y se plimbă între minus 2 și 2. Ca să am ecuația, ca ecuația ce să aibă soluție, e vorba de un M situat între minus 2 și 2. Un M de acolo mă interesează. Și atunci, dacă eu iau un M
dacă vreau de calcul orice valoare care nu se situează aici, care nu se situează între minus 2 și 2, nu are soluții, categoric nu are soluții. Da? Deci nu are soluție în niciun caz. Sau dacă aici erai foarte atent cu punerea condițiilor acelea, probabil că elimini ceva. Dar riscul este destul de mare aici. Dovadă s-a și văzut. Plus timpul de mult. Hai să recunoaștem că viteza pe care am lucrat aici nu este, ritmul este mult mai bun aici. Și siguranța totală. Iată că în fața unei lucrări trebuie să găsești calea cea mai scurtă și sigură. Atunci, așa se diferențiază candidații la orice examen. În fața subiectului, descoperă calea cea mai scurtă și sigură. Cei care o iau pe așa, pe ocolite și se duc și greșesc, datorită, să spunem, și volumul de mare de lucru. Chiar dacă nu greșești pe traseu, chiar dacă nu greșești, să spunem, ai întârziat. Mă gândesc la informatică. Știți bine, algoritmii se deosebesc și datorită timpului de execuție. Deci un algoritm este bun dacă face treaba corectă și în timp cât mai scurt. Și totuși aici am... Nu, nici nu m-am oricut. Eu de la început aș vrea să o fac așa. Deci așa este chestiune de când am văzut-o așa. Nu acum, testul acum l-am citit. Nu, azi am luat cartea. Nu am nicio idee. Dar n-aș fi abordat asta nici într-un... De ce v-am și întrebat? A mers bine, corect? Știam sigur că apare greșeală. Nici nu. Cel mai rapid și cel mai corect este mersul ăsta. Da? Așa ceva trebuie să le țineți foarte clar. Vedem mai departe. Să vedem un alt punct. Iată că aș fi corespuns, nu? Că punctul C a avut minus 2,2. Să vedem mai departe. Zice așa. Fie funcțiile F și G definite pe R cu valori linier. F și G definite pe R cu valori linier. În care F de X egal cu 2X minus 3. Iar G de X egal cu AX plus B. G de X egal cu AX plus B. Și G este inversa lui F. G este inversa lui F. Să se calculeze A pătrat plus B pătrat. A pătrat plus B pătrat egal cu 5. Nu vă dau variantele, să o calculăm să vedem dacă o pățin ca și de-a trecut. Poate este curător printre ele. Deci spune problema calculului A pătrat plus B pătrat. Propune? Hai cei care au spus că ați făcut subiectul ăsta. Cum? Așa, F este bijectiv. De ce este inversa? De ce este bijectiv? În funcție de la 1. De ce este inversa? Ar fi care să o găsim. Că dacă o găsim, pe urmă, poate seamănă cu o variantă de forma asta. Vedem cine A, vedem cine B și ducem la lucru. Deci F este bijectivă. Spunem, F devine pe F valori linier. Cu rețeta asta, F de X egal cu 5. F de X egal cu 2X minus 3. F bijectivă. Bijectivă. Vedem că F inversabilă. Deci există inversa F la minus 1. Există F la minus 1. Definită pe... Pe cine? F la minus 1 schimbă domeniul cu domeniul. Definită tot pe F cu valori linier. Și apoi îmi trebuie legea inversei. Cum găsești inversa? Deci din clipa în care ai directa, cum se găsește inversa? Păi ce face inversa? Schimbă X-ul cu Y-ul. Înseamnă că schimbă săgeata. Dacă ai corespondența, să spunem, pentru funcția directă unui X lui să spunem, 1, îi corespunde cine? Lui 1 îi corespunde minus 1.
Acum, prin funcția inversă, se întâmplă tocmai, nu? Prin minus 1 îi corespunde 1. Dar cine este aia? În funcția inversă se schimbă x-ul cu y-ul. Deci, din relația f de x egal cu y, trebuie să scoatem pe x. Plecăm de la y egal cu 2x minus 3, y egal ca la subiectivitate. Y egal cu 2x minus 3. Și de acolo scoatem pe x, x egal cu y plus 3 pe 2. Și egal mai departe cu 1 pe 2, să aranjăm elegant, 1 pe 2, ori y, plus 3 pe 2. Acum, asta ar fi legea inversă. Deci f la minus 1 de y, prin y, de exprimarea, egal cu 1 pe 2, ori y, plus 3 pe 2. Asta este legea inversă, da? Păi, legea inversă e g-ul. Deci g de x pune de desubt egal cu ax plus b. Care este a, care este... Bineînțeles că aici e variabila y, dacă vrei să fii... poți să pui x, nu? Variabila x. Și de acolo a egal cu 1 pe 2, b egal cu 3 pe 2. Și știi pe a și pe b, facem a pătrat plus b pătrat. A pătrat plus b pătrat va fi egal cu cine? Cât este? 5 pe 2. Da? Din variantele acestea de aici, am și 5 pe 2. Corect. Punctul 4. Deci aici am numerit. Da? 4. Trebuie să limităm la asta la altă. La 4. Să vedem în ce constă. Punctul 4. Spune așa. Dacă 2 pe radical indice A din 2, dacă 2 supraradical indice A din 2 e egal cu radical din 2 ori radical indice 4 din 8 ori radical indice 3 din 4, așa, radical e aceeași suprapus, așa, dacă A e egal cu așa ceva, atunci cine este A? A e egal cu cine? Cine este egal la U? Deci am zis 2 la 1 pe A, e bine. Și echivalent cu? 2 la puterea 1 minus 1 pe A. A minus 1 pe A, egal cu? 2 la 3 pe 3, 2 la 2 pe 3, 2 la 4. Păi, aici hai să fim un pic atenți. 2 la 3, a? Ori 2 la 2 pe 3. 2 la 2 radical ce 4. Din 2 la 3, deci 2 la 3 plus? 2 pe 3. 11 pe 3. Când vine 3, 3 la 3, 9 și cu 2, 11 pe 3. 2 la egal cu radical din 2 ori 2 la 11 pe 12. 11 pe 12. De ce? Vine ăsta pe celălalt, da? Pe 4. Și vine 4 ori 3, 12. Egal cu 2 la 1 plus 11 pe 12 face 23 pe 12 și cu 2 23 pe 24. De ce vine 23 pe 24? Încă o dată. 1 plus 11 pe 12, 12 plus 11 face 23 pe 12 și mai vine indicele 2, da? Deci 23 pe 24. Vine A minus 1 pe A. A egal cu... Este corect? Da, da. A egal cu 24. Deci a ieșit A egal cu 24. Să vedem dacă una din variantele acestea, aleluia,
Da, este. 5. În sfârșit, mergem noi pe anelul. 5. Până la 30 mai avem ceva. Cinciul care sună așa. Fie x egal cu logaritm în baza 4 din 5, ori logaritm în baza 3 din 6, ori logaritm în baza 6 din 7, ori logaritm în baza 7 din 8. Deci, logaritm în baza 4 din 5, ori logaritm în baza 5 din 6, ori logaritm în baza 6 din 7, ori logaritm în baza 7 din 8. Cine este X-ul? Păi, faci așa. Dacă pleci de-a 2, îi urmăriți, va face logaritm baza 4 din 6. Ia deoparte. Logaritm baza 4 din 6, logaritm baza 4 din 6, este egal cu 110 în baza 5. Egal cu logaritm baza 5 din 6 supra logaritm baza 5 din 4. Și acum, dacă vei face produsul, ia vezi așa, când îi mulțești pe ăsta, din logaritm baza 4 din 6, așa, egal cu logaritm baza 5 din 6. Deci chestia asta de trecere, uite, păstrează logaritmul ăsta în baza 5 din 6. Da? Deci parcă s-ar simplifica așa, ca să nu mai pierzi timpul. Așa și aici. Ia uite, se simplifică așa. Se simplifică așa. Și așa. Și faci logaritm baza 4 din 8. Terminat. Deci egal cu logaritm baza 4 din 8. Nu este corect ce v-am spus? Da, da. Nu știți. Deci uitați aici, ce s-a întâmplat? Ca observații. S-a simplificat așa și mi-a rămas logaritm. Dacă scriu pe el întâi. Hai să scriu așa. Deci vine logaritmul în baza 5 din 4, ori logaritmul în baza 4 din 6, parcă se simplifică și rămâne logaritmul în baza 5 din 6. Și eu din acum de aceeași operație s-a simplificat așa. Și m-a rămas logaritmul baza de 4 din 6, oricât ăsta, ea se simplifică. Și mă rămas logaritmul baza de 4 din 7, și ea se simplifică. Și m-a rămas logaritmul baza de 4 din 8, terminat. Dar este o coadă simpatică, care ascunde 30 de bază în alta și produsul ăsta la pinte. Deci cât este asta, este logaritmul baza de 4 din 8. După ce e dovedit chestia asta, urmă, i-a arăt omul și ai simplificat pe genunchi. Și o rămas la 4 din 8 nu face 2. Deci poți să spun egal mai departe. Logaritm baza 2 la 2 din 2 la 3. Iese 3 așa și egal cu 3. Logaritm baza cât? 2 la 2 din 2. Extrag radical pe formul proprietăți și face 3. Ori logaritmul în baza 2 din radical din 2. Am extras radicalul și din bază și există o proprietate rapidă. Și atunci, egal mai departe cu 3 pe 2. 3 pe 2. Când logaritmul în baza 3 din 2, deci X-ul este 3 pe 2. Ăsta ar fi răspunsul. Dar dacă nu reușeați așa, în viteză, cum am făcut-o eu, mergeți să traduceți logaritmul. Baza 4 la x, de drum așa, 4 la x, mai bine în înțelesul nostru. 4 la x egal cu 8. 4 la puterea x egal cu 8. Echivalent cu 2 la 2x egal cu 2 la 3. X egal cu 3 pe 2. Asta era varianta cea mai la îndemână și cea rapidă. Ce înseamnă un logaritm? Baza la ce e dreapta, 4 la x egal cu 8. Și acolo apar doi coeficienți exponențiali banal. Și ce am făcut de acolo au fost niște artificii. Deci 4 am scris 2 la 4 la 3, 3 și în față. Cu asta am văzut și proprietățile.
conform proprietății vor să ridic și baza și exponentul la acea putere. Am ridicat-o practic la 1 pe 2. Și a ieșit 1, 2 indicele, 3 pe 3, 3 pe 2, ori 1. Termin. Mergem mai departe. Să zicem 6. 5 la fugă, da? 6. Se dă ecuația e minus 1 ori 4 la x plus m ori 2 la x plus 3 minus m egal 0. Deci asta este ecuația. Ecuația asta are rădăcină intervalul 0, 1. Deci are rădăcină x1 care aparține 0, 1. Da. X1 care aparține 0, 1. Dacă și numai dacă m aparține lui A mare care nu știu cine este. S-o găsim. M aparține lui A mare care A mare nu știu cine este. X aparține lui 0, 1 deschis. X aparține lui 0, 1 deschis. Dați-i drum. Dați-i drum. Dar aici se cam pute. Delta e mai cu un pătrat. Minus 4. Minus 1. Delta e plat cu 1 pătrat minus 4 pe lângă 3 minus 1 pătrat minus 3 plus 1 pătrat 1 pătrat minus 12 plus 4 pătrat plus 12 minus 4 da. Asta chiar și în câteva secunde contează. 3 plus 4, 4, 4, 16, adică vă sunt. Bine, tot acolo ajutat. Minus 16. Plus 12. Da? Asta e delta? Mai decât 0. Da. Delta de sigur mai egal de 0. 5 în total. 16 plus 12 nu mai este egal de 0. Delta prim egal cu 16. Nu ești loc îndrăgostit de delta cu jumătate? Îți place delta plin? Aici se mergea pe jumătate, 16. Minus AC. Da? Și mergea. Dar tu ai luat delta întreg, așa îți place ție. Îți plac numere mai mari. Adică nu ți deloc la, la timp. 16 minus. Da, de nevoie de economisit timpul la test. Cât a dat timpul, nu? 6 pe 5. Așa e bine? 6 pe 5? Supra. Deci 16 minus 4, e bine, 16 de alta, acum eu nu urmăresc calculul, vă rog să... Da. E bine, da? Deci M1 este... Minus 2. Facem tabelul, da? Să
2.16. 4. Deci cum observi, el aparține acestei valori. Cum le înghesiți? Că deocamdată nu mi-ai făcut decât să te asiguri că există T1 T2. Că există T1. Dar autorul acel să găsești pe el știind că ISO aparține 01. Informația este că ISO aparține 01. Păi, dacă ISO aparține 01, trebuie să vedem pe T, în ce interval se încadrează. Așa, da? Așa trebuia să pornești. Păi da, să vedem dacă T există. Asta era problema a doua. Deci prima problemă de aici pe care ești, cum ISU între 0 și 1, iar tu ai notat 2 la X cu T, trebuia să zici așa, cum X-ul scrie X, mai aparținul 0, 1 deschis, echivale, cum ar spune 0 mai mic decât, mai mic strict decât X, mai mic strict decât 1, și se păstrează sensul primarul supraunitar, rezultă 2 la 0, 2 la 0, mai mic decât 2 la x, mai mic decât 2. Echivalent va spune că T-a aparține intervalului T, T, T. Aparține intervalului 1? 1, 2. În concluzie, ți se cere pentru ecuația asta în T, să găsești pe el. Practic, acum faci abstracție de ce tot ce a fost în X, mai decât o singură chestiune. M egal cu cine? Da. Așa încât T aparține intervalului 1, 2. Și facem graficul. Cum? Facem graficul și... Cui? A cui graficul? Graficul funcției. M minus 1 T pătrat. O, dar poți să faci graficul, nu știi pe el. Vezi că ai o infinitate de parabole. Păi da, și după aia punem condițiile. E minus 1 mai mic că 0, delta mai mare se dă mic că 0 și... L-am prins. Am prins. Te afli într-o situație dificilă, să știi. Pentru că mai ai toate informațiile despre poziționarea rădăcinilor față de un interval alfa beta. Deci ce înseamnă că o rădăcină să fie între 1 și 2? Ce înseamnă? Pentru ecuația de gradul 2. Ca așa rădăcină să fie între 1 și 2 înseamnă că f de 1 ori f de 2 să fie mai mic decât 0. Deci dacă mătăm cu f de t, funcția de aici, f de t, în t, pentru ca să se întâmple parabola, să faie axa x-ilor între 1 și 2, și orice funcție, da, să aibă un 0 aici, f de 1 ori f de 2, să fie variații de semn. F de 1 să fie negativ, f de 2 pozitiv. Deci a spune că o rădăcină este între 1 și 2, este echivalent cu a spune că f de 1, ori f de 2, mai mic decât 0. Și faci repede, f de 1. F de 1 egal cu. Aici știuți. E minus 1 plus m plus 3 minus m. Și egal cu? 2 m. M plus 2. F de 1, f de 2. Și 5 plus 1 mai mic decât 0.
n plus 2 pe lângă 5n plus 1? Așa este? Aici mi-a dat 5n minus 1, e bine? Da. Deci vine 4n plus 2n, 6 minus 1n, 5n, minus 4, plus 3, minus 1. Și produsul lor să fie mai mic ca 0. Cum se face semnul unei... Ar trebui să fac semnul la prima paranteză, la a doua, dar deodată fac mult mai elegant, mult mai rapid. Iarăși, momente de viteză. E 1 egal cu 1 pe 5. Da? Într-o seară am discutat cu colega voastră când, nu la fracții, parcă era vorba, făceam semnul la fracții cum? Fără să... Ci pur și simplu găseam valorile și stabileam semnul un interval. Care sunt valorile? Minus 2 între 5. De unde ai găsit așa? Fără și pe noi. Ori așa, ori pur și simplu e pus numele pe axă, valorile sunt minus 2 și 1 pe 5 și dai o valoare 0 aici, 0 aici. Dar o valoare intermediară, bunare, 0 aici care îți place cel mai tare. Și aici vine 0 plus 2, 0 minus 1, 2 minus 1 minus 2, negativ aici. Și plus. Și ca și funcție de gradul 2. Dar ceea ce spun eu aici este altceva când am un produs din mai multe paranteze. Da? Deci mult mai rapid îl găsești. Și el va aparține cu lui minus 2, 1 pe 5. Și acum, intersectez cu ce e găsit mai înainte. Intersecta cu minus 2, 1 pe 5. Ar veni minus 2. 1 pe 5 unde se află? Mai aici, mai în interior. 1 pe 5 este aici. Și facem minus 2, 1 pe 5. De ce mă aparține intervalul minus 2, 1 pe 5? Să vedem dacă aici corespunde un vreun punct. Deci e vorba de minus 2, minus 1 pe 5, spun eu. Minus 2, minus 1 pe 5. Tu spui... Am spus ceva mai devreme, că este cazul să fiți foarte, foarte receptiv la propunerile acestea de a descoperi soluții rapide, soluții rapide și sigure. Da, și rapide și sigure. La ce speculați-o voi? La ce speculați voi? Apoi la funcția valorilor. Că prin orice funcție, eu am spus că asta e o funcție, la fiecare x găsesc câte un y. Și mă interesează mulțimea valorilor. Și să vedeți cum reacționez. Voi încerca așa. Am să propun următoarea variantă. Deci, fie funcția f de x, f de x egal cu cine acolo? E minus 1 ori 4 la x plus n ori 2 la x plus 3 minus n. Minus n. Asta este funcția. Repet, la fiecare x am câte un y. Alt x, alt y. Și acum eu știu că x-ii sunt cuprinși între 0 și 1. 4 la x. Echivalent cu 4 la 0 mai mic decât 4 la x mai mic decât 4, ceea ce înseamnă că 1 mai mic decât 4 la x mai mic decât 4. Asta îmi construiesc f de x-ul.
Dacă pleci, dar aici sunt 0 și 1. Asta e restricția de la care plec. Acum puteți să mulțesc că e minus 1. Dar aici am o problemă. Dacă e minus 1 e pozitiv, e mai grozav. Dacă e negativ, se schimbă sensul. Deci trebuie să fac o analiză foarte atentă. Am să merg cu M minus 1 mai mare ca 0. Deci, cazul întâi, cu M minus 1 mai mare ca 0, echivalent cu M mai mare ca 1. Și atunci, înmulțesc asta cu cât? Cu M minus 1. Și este echivalent cu M minus 1 mai mic decât 4 la X pe lângă M minus 1 mai mic decât 4 pe lângă M minus 1. Deci 4 la X și mi-am construit prima parte. Merg cu cealaltă. Un X între 0 și 1, 2 la 0 mai mic decât 2 la X mai mic decât 2 la 1. Echivalent, înmulțesc totul cu un M și am să vin M mai mic decât M ori 2 la X. Din nou, fiindcă M e mai mare ca 1, nu-i problemă. M mai mic decât M ori 2 la X mai mic decât cât vine aici? 2 M. Așez una sub alta aici, M mai mic decât M ori 2 la X mai mic decât 2 M. Trag linie și le adun, pentru că ușor, ușor îmi construiesc prima parte. Și asta înseamnă 2M minus 1 mai mic decât 4 la X pe lângă M minus 1 plus M ori 2 la X mai mic decât 2M, 6M minus 4. Adun peste tot 3 minus M. Adun peste tot 3 minus M și urmează M plus 2, da? M plus 2 mai mic decât M de X mai mic decât cine? 5M de ce 5M? Da? 5M, corect. Minus 1. Deci, pentru ca să se întâmple chestia asta, observ ce treaba am eu aici, da? Dar eu nu știu unde este. Mai mare ca 1. Deci am să fac așa fel, să apară M în interior, că mă interesează peste tot să găsesc pe M în interior. Cum procedez? Deci scade aici un 5M. Asta este X-ul, da? Este Y. Așa. Și dar asta cât era? Egal cu 0. Deci F de X-ul la mine egal cu 0, că ecuația trebuie să admite soluția acolo. Și am ce? M plus 2 mai mic ca 0, mai mic decât 5M minus 1. Și am un sistem de rezolvat. Care ar fi ăsta? M plus 2 mai mic ca 0 și 5M minus 1 mai mare ca 0. Echivalent, e mai mic decât minus 2 și 5 minus 1, adică e mai mic decât 1 pe 5. Mai mare decât 1 pe 5. De ce mă aparține de la 1 pe 5? Hai mă, da. Nu mă pot aduna. E mă aparține intervalul deschis 1 pe 5? Nu, minus 2 1 pe 5. Minus 2, 1 pe 5. Asta în situația când am ales cu M mai mare ca 1. Dar M mai mare ca 1 și chestia asta nu se leagă deloc. Intersecția între astea e un sfert mic. Deci în clipa de față spun că M aparține de la 1 la plus infinit, intersectat cu minus 2, 1 pe 5, egal cu un sfert mic. Deci construcția pe cazul ăsta, când M mai mare ca 1, n-a dat rezultat. Cazul 2. Cazul 2. Merg acum cu el, aparțin 0, 1. Nu mă duc mai mic strict decât unul, că undeva am înțeles și cu el, aici. Asta se păstrează și altă se schimbă. Deci, în cazul el aparțin 0, 1, voi avea, la înmulțirea cu el minus 1, se schimbă sensul inegalității și voi avea m minus 1 mai mic, mai mare decât 4 la x
pe lângă nu minus 1, mai mare decât 4 pe lângă e minus 1. Asta am uitat. Și în cealaltă se păstrează sensul, deci voi avea cm mai mic decât, pentru că nu e pozitiv să păstrează sensul, mai mic decât 2 la, număr 2 la x, mai mic decât 2n. Și îl privesc invers ca să fie în același, o așez 4 pe lângă e minus 1, mai mic decât 4 la x pe lângă e minus 1, mai mic decât e minus 1. Trag liniști la bun. Vine cât ce? 4 și pe 5 minus 4. Mai mic decât n ori 2 la x plus 4 la x pe lângă n minus 1. Mai mic decât 2 și pe 3 n minus 1. Având bucata aceea, așa, și vine cât a luat? 3 minus n. 4 n. Și vine cât 4 n. Minus 1. Mai mic decât f de x. Mai mic decât 2 n. Plus 2. Dar asta este 0. Și pe tot sistemul respectiv, cu n între 0 și 1, și facem dacă de soluții. Și mai am cazul 3. Cazul 3 când e mai mic ca 0. Trebuie să vezi și varianta, că e mișcă la minus și vin la pozitiv. Când e mai mic ca 0, se schimbă și aici sensul și din pace. Și aceasta e ultima construcție. Da, dar nici mai mult așa. Se pare că da. Eu am avut impresia pentru moment că câștigă mai mult timp. Unde am... frumusețea ideii m-a condus spre chestia asta. Deci, pare că avem ce mai mult. Nu zic nu, nu zic nu. Dar ce-ai făcut-o fără ideea asta? Soluția se află între 1 și 2, dacă f de 1 ori de 2 mai mic ca 0. Fără ea, erai băgat cu asta. Da? Deci merită să o ieși asta în seamă, pentru că vreau să cred că este o idee interesantă, elegantă. Da, mai algebrică și mai palpabil așa pentru construcția aceea. Și mai ales la mulțumea valorilor. Da, așa mi-a venit în minte să vă propun și această soluție. Nu spun, asta a fost corectă, e corectă, dovadă și răspunsul până la urmă s-a apropiat. Cred că e o greșeală acum. Neapărat o greșeală. Să merg mai departe la punctul care? 7 sau 8? 7. Da? 7 care sunt așa. Cum sună? Să se... Pentru ce valoare lui n e egal cu cine? 1 plus 2 plus 2 pătrat plus puncte puncte plus 2 la n mai mic decât 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 3 n. Deci care sunt valoarele lui n pentru care se întâmplă inegalitatea asta? 1 plus 2 plus 2 pătrat plus puncte puncte plus 2 la n mai mic decât 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 3 n. Ca și mai multe rezolvă în ecuație. Să se rezolvă în ecuație. Eu așa spun. Dar cum? Cum facem? Sumă. Da, dar suma aceea. Hai să calculăm suma de aici. Cu cine este egal suma asta? Păi este suma unei progresii geometrice. Nu, păi, uitați, aici este 2 la 2 la 2. E clar, termenii sunt în suma de progresii geometrice cu rația 2. Cu cine este egal SN? SN, dar aici știți câți termeni avem? E plus 1 termen. Începem de la 0. Da, de la 0 începem. Deci este indicie în plus 1, să spunem. Este indicie în plus 1, este egal cu... F
Care era formula C? Cine și mai amintește? Am vorbit parcă într-o seară. Este N egal cu A1. 1 minus Q la N supra 1 minus Q. Unde Q este rația. Deci S inițiem cu sumă este egal cu Q1, prim element, 1, înmulțit cu 1 minus... Hai, mai avem, cred. Da? 1 minus 2. Da, deci hai să schimbăm ordinea. Egal la 4 cu 2 la n plus 1 minus 1, 2 la n plus 1 minus 1, supra 2 minus 1, 1. Ca să fie mai plăcut. Deci egal cu 2 la n plus 1 minus 1. Așa, să scriu un pic mai mare. Deci 2 la n plus 1 minus 1. Asta ar fi, ies indici n plus 1. Deci sub cealaltă sumă, 1 plus 2 plus 3, plus puncte, puncte, plus 3 n, ce este aceea? Este suma unei progresii aritmetice. Da? Cu rația 1 sau suma... Da, într-o progresie aritmetică. Cu cine este egal asta? Primul plus ultimul. Primul plus ultimul. 1 plus 3 n. Totul de muncit. Cu jumătate din termenii săi. Ori 3 n pe 2. Că sunt 3 n termeni. Da? Deci primul plus ultimul, cum? Primul plus ultimul, ori jumătate din cât sunt ei, că se fac peric, peric. Și avem 3N. Plus 9N pătrat. Plus 9N pătrat. Asta ar fi. Și acum care este inegalitatea? Inegalitatea este următoare. 2 la N plus 1 minus 1, 2 la puterea N plus 1 minus 1, mai mic decât 3 supra 2. Echivalentul. Am ficat tot cu un 2. 2. Așa. 9. Pătrat. Cred că ducem pe 2 în partea cealaltă. Și echivalent cu 2 la puterea 2 n plus 1, 2 la puterea n plus 2 fată, 2 la n plus 2, e mai mic, 9 i-am pătrat, să luăm și în ordine, plus 2. E, asta este problema acum. Care sunt valorile lui n? Pentru care se întâmplă chestia asta. Unde el e numai natural. Deci 2 la n plus 2 să fie mai mic decât 9n pătrat plus 3n plus 2. Așa este inecuația. Rolul autorului să ne fi dat asta, să se rezolvă inecuația asta și era o treabă mai pe înțelesul nostru, ne pune chestia asta. Acum se vadă, dacă știm ce e progresia geometrică, progresia aritmetică, cu ce este egal suma, și am ajuns în final la chestia asta, unde e natural. Da? E natural. Și aici am dat 3. Aveți vreo idee? Păi eu știu ce era când se dau lui în valoare. Uitați, pentru început nu stau blocat acolo. Ia să ne întâmplă, e egal cu 0. Se întâmplă adevărat chestia asta? E egal cu 0, se întâmplă ce chestie? Patru mai mic decât 2. Fals. Pentru el era 1. Se întâmplă. 2 la 3. 8. Mai mic decât 9. 9 plus 3. 5. Nu este adevărat. Că autorul ce spune? Să citim atent. Să se afle valorile lui el. Câte valoare are el? Încă se întâmplă asta. Una am găsit-o. Să mai căutăm. E nevoie mai fișa o dată.
16. 16. Decât n este la 6 plus 3 plus 6. E adevărat. Acum voi uitați așa la mine, stai, nu ne apucăm, verificăm până când. Nu, dar aș fi și așa să întrebă, dar cât, decât să stau așa blocat în negheșițiu și să nu văd nimic, încerc și eu câteva manevre. Da, încerc și să văd, am găsit pentru N egal cu 1 e adevărat, pentru N egal cu 2 e adevărat. E adevărat sau nu? Da. E adevărat. Pentru N egal cu 3, ia să mai încerc și N egal cu 3. Da, dar am încercat cu N negativ. Păi N negativ, n-am spus negativ, natural, cred. Da, da, din este aia. Bun, și e egal cu 3. Da, și e egal cu 3. Altul. Ia să vedem dacă, să nu mă gândesc, eu știu dacă nu e adevărat. Deci am fost în... Pentru cât e valoarea lui N? Câte sunt de toate? Până acum câte am găsit valoarea lui N pentru care să trăi? 3. Ia și 4 să vedem. De ce 72? 32. Aici e 32, nu? 32. 32. Și acum cât vine? 64. 16. Da, dar e cu 6, nici nu mai capete. Și nu e egal cu 4, dar nu e egal cu 5. Să vedem. Gata, ați început să vă enervați. Nu, nu vă enervați. Lăsați fiscalul. Fiscalul decât să nu faci nimic la ghecitul ăsta. Dacă aveți altă idee, fac cum spuneți voi. Injectivitate. Poftim? Injectivitate. Deci e egal cu 5 cât vine? 28 mai mic decât 9 ori 25. Păi prin inducție ar trebui să fie asta adevărată pentru orice el, dar nu pentru orice el. Probabil că pentru un număr finit de valori și noi trebuie să le numărăm. Să le știm pe toate. Până când? Păi asta e problema. Dacă găsiți alte idei, eu nu găsesc, eu trag de timp acum, vedeți? Adică încerc să mă descurc așa la felul ăsta. Dacă aveți o altă idee, repede, eu îmi brac. Eu vă accept repede. Dar deocamdată eu nu văd altă idee. Deci cu 5, cu 6. Ia zi și cu 6. Păi ce să fac dacă nu vă vine nicio idee? 6, cât face? 256 mai mic decât? 9 ori 36. Ia să vezi. 9 ori 36. Începe să rămână în urmă asta. Cât face? 9 ori 3. Nu, n-a rămas sigur. E bun și ăsta. E exact 7. E să vedeți la 7 dacă n-a rămas. Sigur a rămas în urmă. Așa zic eu. Să văd. Cât face? 512 mai mic decât? N-a rămas în urmă. 9 ori 49 ori. A rămas? A rămas. A rămas. Deci a rămas în urmă că 9 ori 49 plus 3 ori 7, 21. Cred că e bine. 9 ori. Da, a rămas. 512 nu este mai mic. Este mai mic, măi? Haideți să vedeți. Oricum. De acum se vede că cine a luat înainte foarte tare. Asta e, dar exponențiala merge mult mai rapid. Ba, dar acum eu pot să dovedesc că pentru n mai mare, pentru n mai mare egal decât 7, acum de lucru, pentru n mai mare egal decât 7, totdeauna 2 la n plus 2 e mai mare decât 9 la n pătrat plus 3n plus 2. Pentru n mai mare decât 7, inclusiv cu 7. Asta totdeauna e adevărat. Și eu vreau să o dovedesc, m-am făcut inducție. Deci am pus mâna pe o inegalitate și vreau să dovedesc că tot timpul de aici încolo e mai mare decât... E adevărat asta, de la 7 încolo. Și asta îți dovedesc cu inducție și rămân câte valori?
câte valori am găsit? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șase valori. Dar șase valori ale numelor, șase valori ale lui N sunt bune. Dar e bun și pentru șapte. E bun și pentru șapte? Ia să văd. Dă 463. Păi da, 512 mai mic e 463. Nu e. Deci gata, s-a stricat inegalitatea. De șapte nu e bun. Da? Deci, pe adevărat, asta a fost ideea pentru început. Dar sigur că altfel aș fi făcut. Nu încape discuții. Da? Ce să fac? Dacă nu ne vine nicio idee decât să stau blocat în negheșițul, trebuie să încerc ceva. Păi, eu am fost pe mâna voastră în clipa asta în negheșițul. Am dorit să fac la nivelul la care voi ați fi încercat negheșițul. Deci aș fi încercat niște valori particulare să văd ce se întâmplă și tot aș fi urmărit. Pentru că bun simț matematic, bun simț matematic îmi spune mie că de la locul încolo asta depășește. Exponențiala crește mult mai rapid decât polinomia asta de funcția de gradul de Y. Că la urmă aici înseamnă niște Y imagini și te face alți Y. Și Y, ca o mare a lui N care schimbă valoarea, Y-ul e mult mai repede. Asta, repet, în baza bunului simț matematic. Cine l-are? Bunul simț. Dacă nu, stai și te uiți aici la inegalitatea asta. Ce propuneați voi, așa, fiți în inegalitatea asta? În față, aflându-vă în fața ei, ce făceați acolo? O lăsați acolo. Nu aveți o treabă. Pentru că autorul spune, aflați câte valori au în N. Câte sunt acelea? Și cum, nu v-am propus eu o idee bună? Adică decât să stai și te uiți așa, iată, voi erați foarte alarmați. Pentru că nu se sesizați că va apare un moment când mă depășește asta. Și apare un moment când, nu până unde încercăm, tot mă întrebați, dar până unde încercăm? Păi încercăm câte vreme să păstrăm inegalitatea. Că de la un loc încolo nu mai merge. De la un loc încolo, pe inguții, dovedeți chestia asta, dacă e nevoie. Dar cum aș fi făcut? Iată cum aș fi făcut aceeași chestie. Aș fi gândit ca o funcție, nu în N, ci o funcție X. Deci fie funcția f de x egal cu 2 la puterea x plus 2. Deci f de x egal cu 2 la x plus 2. Nu, deci nu prin valori naturale x-ul, x-ul aparține lui el. Deci f de x egal cu 2 la x plus 2. Cu, sigur, el depinde pe el. Nicio problemă, că fiind exponențială am nicio treabă. El valorează, el plus el. F de X. Iar G de X aș fi gândit-o pe 9 X pătrat plus 3X plus 2. Trasam graficul acestea. Deci trasez graficul lui F de X. Dau o exponențială, când X egal cu 0, 2 la 2, 4. 1, 2, 3, 4. Când x egal cu 1, cu minus 1 face 2 la 1, 2. Când x egal cu minus 2, 0. 2 la 0, 1. Când x egal cu 1, 8. Deci încă o dată. 4, 5, 6, 7, 8. Și atunci, graficul arată cam așa. Da? Așa arată graficul. Apoi, al lui F de X. Al lui F de X. Graficul 9X pătrat plus 3X plus 2. Vârful parabolei este minus B pe 2A. Deci vine minus 3 pe 18. Minus 3 pe... Da? Minus 3 pe 18 și face minus 1 pe 6. Minus o sensime, cam pe aici este x-ul. Iar y-ul este 9, f de minus 1 pe 6, face 9 ori minus 1 pe 6 la pătratul 1 pe 3, 6. Minus, minus 2, mă urmăriți, da? Minus 1 pe 2. 2. Nu greșesc, da? Plus 2. Și egală de parte cu 4. 1 pe 4. Minus 1 pe 2, plus 2, și egal cu
1 minus 2 plus 8 supra 4. Și face 7 pe 4. Y-ul este 7 pe 4. 7 pe 4 înseamnă o valoare aproape de 2, da? Am aici. Asta a fost parabola, vârful parabolei. Și aș fi dat în valori, parabola arată cu vârful în jos, ramurile în sus, deci cam așa arată parabola. Așa. Ei, se observă că exponențiala pentru 1, să văd dacă am făcut bine, da? Pentru n egal cu 1, y cu parabolei este 1. Pentru n egal cu 1, y cu parabolei este cât? 90 cu 3? 90 cu 3? 12 și cu 2, 14. Deci nu am clasat-o bine. Trebuie să o trasez așa. Deci parabola am lăsat-o, am desenat-o foarte prost. Mai trebuie să citim valori, că m-am dus așa din fugă. Ia uitați așa. 14, încă sus. Aici ne mai face. Și observăm, cam așa. Și observăm că dacă ducem verticale așa, constatăm că pentru anumite valori ale lui n în continuare, y-ul exponențiale, y-ul rămâne în urma y-ului parabolei. Și asta, dar nu m-am pus să o reprezint. Și asta se întâmplă până într-un loc când ele se întâlnesc, se întâlnesc la n egal cu 7. Dincolo, mai înainte de n egal cu 7. Între 6 și 7. Când nu e între 6 și 7, se întâlnesc ele. Și înseamnă că de la 7 încolo, cine începe să domine? Începe să domine y-ul exponențial. Și asta a fost o metodă, să spunem, grafic de dovedit. Dar cel mai corect, la nivelul vostru, cel mai corect ar fost să dau el valori, apelând la bunul simț matematic. Că pentru anumite valori se întâmplă să fie așa, dar la un loc încolo exponențiala crește foarte repede. Ce la grafic, gândește anume că o să întâlnească undeva de la 7, da? Păi, vezi, e foarte greu să exprim aici chestia asta, că pentru noi egal cu 7 face 256. 256, ca să reprezintă verticală, trebuie să recunosc că sunt depășit cu soluția grafică. Dar ca metodă am vrut să o scot în evidență, ca metodă. Că sunt situații când intersecția nu se face așa pentru Y și aceștia foarte, foarte mari, ca valori. Ci se face undeva mai la o valoare mai mică. Așa. Și trebuie tabla acolo și mergem la punctul următor. Am dorit să vă anunț și metoda grafică în anumite situații. Am mai fost, parcă aseară a fost într-o situație în care am apelat la metodă grafică. Spune așa, fie dreptele de ecuație, 2x minus y, a fost cât în chestiunea 8? Sau da? 7. A, se fie 8 acum. 8 spune așa, după 4 ani de la depunerea unei sume, după 4 ani de la depunerea unei sume, asta e pentru cei care... Da, de care au făcut partea aceea cu, nu știu, dobânzi, cu chestii de astea, cu grafuri. Fiindcă n-au făcut toți treaba asta, atunci sar pe punct, peste punctele acelea. Deci care nu spun așa ceva. Cu probabilitate, cu nu știu ce lucruri. N-ați făcut asta. Deci se dau dreptele de ecuație. 2x minus y, 2x minus y plus 3 egal 0. M-a dus la 11 direct. Ca să am chestiuni comune pentru toată lumea. Deci 2x minus y plus 3 egal 0. Dedesubt, 3m plus 1, 3m plus 1, totul de înmulțit cu x, minus 2y plus 1, egal cu 0. Deci se dau aceste drepte. E egal cu cine?
Așa încât dreptele să fie paralele. Cine este M încât dreptele de 1 paralel cu de 2? Dacă de 1 paralel cu de 2, atunci panta lui de 2. Așa, e indice de 1, panta lui de 1, egal cu panta lui de 2. Deci două drepte sunt paralele când partele sunt egale. Dar cum o aflăm partea? Că ecuația dreptă este sub formă generală aici. Cum? Haideți să ne amintim. Ecuația dreptă poate să fie aranjată și sub formă normală. Deci spunem y egal cu mx plus m. Y egal cu mx plus m. Păi, și aranjăm și noi așa. Adică zicem minus my, minus my, minus 2x, y egal cu 2x plus 3, de unde rezultă că y va fi egal cu 2 pe 3 ori x, hai să 2 pe număr x, plus 3 supra mână. Și acum panda lui de 1 e coeficientul x. Y indice de 1 este egal cu 2 pe n. La cealaltă dreaptă. 2y egal cu 3 plus y plus 1, ori x, egal cu, nu-i minus. Am dus pe 2y în partea cealaltă. Egal cu 3y plus 1, de unde y simplu, egal cu 3y plus 1, supra 2, ori x, plus 1 pe 2. Y de 2. 3m plus 1 pe 2, totul de mulțit cu x. Ah, da, da, e corect. Asta este m de 2. Și m de 1 o știm, m de 2 o știm, e egală. 2 supra m egal cu... 2 pe m egal cu 3m plus 1 supra 2. Echivalent. E egal cu 1. Da? Nu cred că s-a greșit acolo. Ați urmărit. Ia să vedem dacă el are printre variante oferite. Are și pe 1. Punctul următor spune dacă are cu volum, iarăși aici nu aveți chestiuni comune, că nu ați făcut geometrie în spațiu. Ați făcut geometrie în spațiu cu clasa 10-a? Cine ați făcut? Care? Cei de la M2. Hai să vă dau o chestiune asta. Zice, fie triunghiul ABC în care unghiul C egal cu 30 de grade. Unghiul C egal cu 30 de grade. Area S egal cu 2 radical din 3. S egal cu 2 radical din 3. Și A egal cu 4. A egal cu? Cu 4. Ipotenuza, cred că vrea să spune, A mic. Egal cu 4. Unghiul A mare egal cu cine? Cine este unghiul A mare? Deci într-un triunghi în care area e de 30, area este 2 radical din 3, unghiul C este 30 grade și ipotenuza e de 4 și o latura mică e de 4, care e măsura unghiului A?
undeva la chirare, nu? Este în dreptul meu. Nu știu. De ce am așa? Ce elemente am în problemă? Am marea triunghiului, am latura A și unghi opus latura A. Sau nu e unghi opus, că e unghiul C. O, oh, da. Poate fi de triunghiul și nu știu. Deci, aria triunghiului este cunoscută. Cum se notează? Asta e A mic. Da. Asta e B. Dar de ce ai spus 2? De ce ai spus că e 2? Dacă ar fi de frunghiș la nație, nu face ipoteze, nu vă presupune de acestea, că nu merge. Hai să vedem cu cine este egalarea unui triunghi. Zovarien. Altă pare. Produsul a două laturi, sinusul unghiului. Așa. Merge pe varianta asta. Este egal cu... Este egal cu A ori B, ori sin de 30, tot de pe 2. Deci produsul a două laturi, A ori B, ori sin de 30. Că latura, unghiul ce e format de ce laturi? De A și de B. Atunci vine 2B ori 1 pe 2, B egal cu 1. B egal cu 2 radical din 3. În timp asta ai aflat, ai latura A mic, cât este A mic, egal cu 4, latura B mic, egal cu 2 radical din 3, mai știi că unghiul C egal cu 30 de grade, și ție ți ceri unghiul A. Ca să afli latura C. O latură C mita pătrat egal cu pătratul celorlalte 2 minus de 2 produsul lor cu cosinusul dintre ele. Deci spunem, latura C mic pătrat, asta a fost unghiul, C mic pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat minus de 2 produsul lor, 2 ale, ori cosinus de alfa. De cât? De 3 de grade. Cazul tău. Da, egal la iparte, cum? Ori radical din 3 ori, ori radical din 3 pe 2. C pătrat este egal cu... C egal cu 4. Ia uite ce interesant. Latura C mic egal cu 4. Triunghiul este isoscel în A. C, platul A și C. Deci aia așa. În triunghiul acesta, deci asta este A mic, C mic. Așa, asta e unghiul C. Trebuie să o pune. Unghiul A și unghiul B. Știm toate laturile. Cât este asta? 4, 4 și asta cât am făcut? 2 radical din 3. Cum aflăm unghiul A? Așa, așa. Fiindcă 4, 4, deci este să termina problema. Deci unghiul respectiv este de câte grade de măsura unghiului A egal cu 30 de grade. Ia să vedem dacă printre variante am. Da, am și unghiul 30 de grade. Ei, hai să vedem totuși care a fost problema. Era blocat dacă ne aminteam formula asta. A egal produsul a două laturi, ori sinusul din 3 pe 2. Și de aici, tot a fost, am luat pe B, B o dată de rămă acolo, sinusul de aproape toate laturile și gata problema. Ia să vedem o altă chestiune. Fie așa, fie o piramidă triunghiulară regulată ABCD, ar fi chestiunea 13-a. Fie o piramidă triunghiulară regulată ABCD cu latura bazei de lungime 2.
Deci piramidă triunghiulară regulată ABCD cu latura bazei AB egal cu BC egal cu CD, că dacă e, înseamnă că e triunghi echilateral la bază. Egal cu 2. Dacă perpendiculara comună a dreptelor AB și CD, dacă perpendiculara comună a dreptelor AB și CD trece prin mijlocul segmentului AB, prin mijloacele segmentelor AB și CD, atunci volumul piramidei este? Frumoasă problemă. Iată ce probleme superbe. Deci am așa, o piramidă. A, B, C. Se dă piramida A, B, C, B, A, B, C. Fiindcă este o piramidă triunghiulară regulată, înseamnă că baza de jos este un triunghi echilateral, iar înălțimea pică exact în punctul de intersecție al medianelor, mediatorilor, tot ce vreți voi. Deci la o primă de bază, BB1 am notat așa, și A1. Iată ABCD, puteam să mă tez sus. Și aceasta este piramida. Aici este primul punct A. Care piramidă? De ABCD. Aceasta este piramida ABCD. Spune așa, dacă, fiți atenți, este interesant, dacă perpendiculara comună a drepturilor AB și CD, AB, care e AB? Și CD, trece prin mijlocul celor două, adică dacă cumva mijlocul ăsta, cu mijlocul aceasta, să notăm cu M, M, am pus-o un pic așa acrobată pentru a o face nu mai vizibil așa, în spațiu. Dacă perpendicularea comună NM trece prin mijloc, sau altfel spus, dacă NM este perpendicularea comună a celor două, dacă NM este perpendicularea comună a celor două, atunci volumul este nu știu cât. Stai, dai, dai, ce frumos. Dar știți voi cine este? Știți voi?